Școala George Enescu din Sinaia a organizat pentru al 15-lea an consecutiv Cupa Dorian, eveniment sportiv dedicat elevului care s-a stins prea repede din viață, răpus de o cumplită boală. Anual, profesorii și elevii aduc un omagiu lui Dorian Teodorescu, băiatul care ieri ar fi trebuit să împlinească 28 de ani. A fost un elev eminent, povestesc cadrele didactice, iar pasiunea lui era basketul. Toți copiii prezenți la Cupa Dorian au ținut astăzi un moment de reculegere, după care au fost aprinse lumânări și s-au înălțat baloane colorate pentru cel care a plecat prea devreme din această lume. Astăzi am pregătit campionatul de basket Cupa Dorian, care se organizează de 15 ani încoace la Școala George Enescu, devenit deja o tradiție în memoria lui Dorian Teodorescu, elev al școlii noastre, care din păcate s-a stins acum 14 ani și memoria căruia eu cinstim și suntem alături de părinții și de bunica lui, an de an. Practic păstrați amintirea lui vie, atât profesorii cât și... Prin acest eveniment încercăm să readucem imaginea lui, îi păstrăm o amintire frumoasă și ne bucurăm că putem să fim alături de familie în aceste momente grele. Mama și bunica lui Dorian nu au lipsit de la meciul de basket și au privit cu ochii în lacrimi pe tinerii care s-au întrecut pe teren. Acum 15 ani au pierdut un înger și nu trece zi fără să se gândească la el. El este tot timpul în sufletul nostru. Tot timpul parcă simțim că e vie, nu e mort. De a 15-lea an care suferim, suferința noastră n-a trecut și nu o să treacă niciodată. Din păcate, acum 3 luni a murit și bunicul lui, soțul meu, și acum... suferința și mai mare, după amândoi. Ieri, dacă trăia, împlinea 28 de ani dorișorul nostru. Sufletul nostru a fost un copil eminent, a fost un copil respectos, cu suflet bun și cu noi și cu colegii lui. A fost un copil... N-am cuvinte cum să vă spun. Am pierdut un copil pe care niciodată nu putem să revenim. La finalul competiției, toți participanții au fost felicitați, iar câștigătorii meciului de basket au primit diplome, medalii și Cupa Dorian.